E una genială, Aura Țițirică, o știți, da? Da. Apropo de corporatiștii ăștia și nu știu ce. Uh, i-a spart cineva o mașină, i-a mașina și a furat. Și la a venit ăia să constate, dar nu era miliția neapărat, sau miliția de timp, nou. nu știu ce firma a venit și la sfârșit, după ce au făcut constatare, și că vă dorim în continuare o zi bună. O zi bună în continuare. Băi, pe tocmai mi-a spart mașina, mi-a furat actele, mi-a furat tot. Bun, alt argument. Argumente în ce sens? În sensul că... Nu, nu Păi nu are... p avem așa... Nu, eu vorbesc de în de sensul pe că, se... nu se caute, da. nu, că nu are ce să caute, da. Că nu are ce să... Deci, unul. Un, nu e vorba că n-a făcut nimic pentru România, pentru interesul național. Că nu a făcut nimic, nimic. Deci dacă, dacă la NATO va conta, contează foarte mult acolo, Personalitatea internațională nu are. Hai să nu că au venit ăla și a zis ambasadoarea Americii că băi de treabă. Ei sunt politicoși, știți că diplomații, și când te duci și râgăi acolo, zice ceva. Nu aveți... și când nu ia gâtul, Da, sunt da, sunt diplomați, cum a zis. Da. Sigurăm cele bune, da? Mai bine sănătatea. <gà> da, dar a zis prima dată că nu vrea părute, da? A zis că vrea părut. Mm. Deci, -De după asta, Poate să fie și următoarea chestiune. Bă, noi avem... Deci acolo trebuie să fie și un bun manager, da? Bun. Deci diploma nu putem spune că nu a negociat. Dacă el ar fi fost trimis de Uniunea Europeană să negocieze diferite conflicte, bă, s-a afirmat ca diplomat. El nu e de meserie diplomat. Nu e nici măcar joană. Joana... Nu mi e teamă că aveți dreptate și că la candidat ca să-și treacă în CV candidat nu. la șef Și ajungem Anatom. la, încă Așa. la o chestiune. Da managementul României a fost dezastruos, n-a făcut nimic. Adică de ce să-l iau eu, să-l iau de aici unde n-a făcut nimic să-l duc la NATO unde nu va face nimic. Dar repet, cea mai bună teoria mea este argumentat, argumentată fundamental da. prin acea chestie bizară a lui, da? Da. De a anunța, da? Da. În momentul în care el a anunțat și repet, dacă voia pe bune... Făcea discret, dar nu avea impactul ăsta. Și atunci la... se explică faptul că el a făcut acea conferință de presă ca să aibă impact. Eu sunt candidat, candidez, declarația de ieri vine tot în același context, în același scenariu. Le-am uh, șanse... dat, le dat, le dat și o idee. Să fiu altă dracu, dacă fac o conferință de presă și eu spun că. M-am autopropus la CNN, nu vorbesc serios. Da, corect, la CNN. Uite, la CNN, fac și plan, da. La Fox News, ca să nu... Mă... Nu, 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 am dat un exemplu, da? da? Ce puteți să ziceți da, voi? Dar pe Micea Joana ce l-a recomandat ca să fie secretar general la NATO? Acolo era, avea nevoie, nu, la, acolo făcea parte din planul de președinție. Dar Părute ce-l recomandă? A, el, e în lumea, e acolo. Adică în Mai nu știu că în calitate alora. de premier în coate, nimeni nu a spus în România. A fost în China acum două zile. Mare legea. Dar dacă ajunge uh, Iohannis șef la NATO, ce mai spunem nu noi doi? Nu cum să ajungă acum. Nu, dar mă întreb, dacă ar ajunge noi, ce spunem? Ce mai spunem? Eu spun că este proști. <laughs> nu, nu, nu. Spun că ar fi foarte grav. Încă o dată. Pentru că dacă el ajunge, înseamnă pentru toți președinții de acum încolo, pentru toți politicii de acum încolo, că singura soluție este să fii slugă. Adică, dacă el ajunge mie, păi nu, nu, nu. Păi nu acum văd o analiză a la Ion Cristoiu. Păi nu, păi nu, noi, trebuie să, noi trebuie să ne opunem de răsputeri. Unii noi și doi, fie. ce să Nu am dat un exemplu. Ca idee, da. Pentru că Modelul ar fi ăsta: domnule, trebuie să fii slugă și atunci ai toate șansele să fii șeful unei nu instituții normal, cum e Nu uita că vine după alte două răsplătii ticăloase. Care? Trabucel. A. Păi, a, -a, m -a, m -a ce, -a, la -a. Curtea Europeană. Iată, domne, nu, nu, stai puțin, putea să fie acum profesor. Uite, și exemplu, e un exemplu prost, e ăsta, Trabucel. Păi că a da. fost slugă și l-au pus acolo. Păi, nu și apă, e codulța. A. Păi, nu, nu, pe deci de exemplele continuă. Păi dacă vine și ăsta... Al treilea exemplu major arată că slugile au întotdeauna șansă le obține un post, să să un post important. ca să poți să faci un post important, să fii slugă în detrimentul româniei. să ne lămurim. Corect. Adică pe Victor Orban nu propune nimeni sau pe Erdogan, dar pe ăsta îl propui. Oare să nu e bine. Nu e bine. -a pe să Erdogan unde să-l propună? Nu am dat Sultan un, un exemplu. Dar eșa. Victor Orban, de exemplu, da, ar putea da. fi propus ăla. Slovacul și așa mai departe. La Orban chiar că chiar că e o personalitate. La e ăsta, da. Și mai intră cu o chestiune. Eu cred că totuși va fi pe undeva șef. Pentru că și în cazul lui Trabucel, dar și mai ales în cazul lui Codruț a fost ceea ce se numește în servicii extracție. Ăsta trebuie să le extragă de ei, să nu belim. Adică să fie salvat. Da, nu, în... Așa cum a fost Codruța, a fost cum a fost da, cu Trabucel. Servici... Nici acum n-au dat documentul la semnat de Trabucel. Pentru se numește al extrage. Mm -hmm. Că dacă rămâne acolo. Codruța... nu l-au extras. L-au extras pe jumătate. <laughs> păi da. nu, că n-a intrat în pușcărie, dar i-au luat, luat, gradul, i-au luat funcția, i-au luat casa și acum, așa mai departe. depinde cu cine... Cine a lucrat acolo? Procurorul general îi cere lui Claus Iohannis avis pentru urmărirea penală a lui Ion Ilescu în dosarul Mineriadei. Dom'le, ce e cu România asta totuși? N-ar putea spune nimeni despre dumneavoastră că sunteți un apărător al lui Ilescu. Din potrivă. Aș fost un adversar cam întotdeauna. Da. Și de, de ce să se întâmple asta? Că trebuie să facă și ceva. Ești o prostie, pe e un om în vârstă. Nu are 94 de ani, au trecut 35 de ani de acolo și dosarul a trebuit să-i de la capăt. Apropo de înainte, stai Așa. să -i spun chestia fundamentală. Așa. Aici a avut dreptate un Octavian Știreanu, știi? Bun. Cum să nu? Ziarist excepțional. Da. El a scris în, în, cotidian un articol care mie, pe mine m-a pus pe gând. El spune așa. Codruța a preluat cazul ăla, da, cu Pfizer, da? Da, 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 da. Păi, păi nu, că el are dreptate. Păi dacă nu... Deci păi el... spune ce a zis întâi, că n-am citit. Păi el a spus în felul următor și are dreptate. Ce? Cazul era al procuraturii belgiene, da? Corect, și l-a luat de acolo. Păi da, și l-a luat să-l îngroape, n-ai înțeles? A credeți că l-a luat să-l îngroape? Da, îngrope? Marius, dar pe... A că belgenii ar fi fost pe, păi, filiera franceză? Nu și... conta, putea să meargă acolo, acolo gata. Păi, dar la ora actuală, dacă vrei să aranje, este procuratura de la Sibiu, nu se anchetează, da? Mm. Păi dacă vrei să, să ai sub controlul tău, le-a parchetul general. Să subiectul. Nu are. Nu. Hai, a, a, deci a luat-o codruța să. Bărboare, omoare. Să închidă dosarul. Păi nu, deocamdată a anunțat. Băi, mai durează. A zis că e rem bă, nu, bă, nu. Păi, de... mai obținem comandatul Ursula până când începe. Hai, dracu'le lui Nu face nimic, mare <gânt> lucru. Cuilescu, îmi ce. Deci nu. a fost cel mai că... prost procuror din istoria României și procuror de ocol femeia. Cine? Femeia asta nu a avut. Nu are pic de talent. Nu, nu e mai mult decât atât. E mai rău decât atât. A făcut dosare la comandă pe bandă nu azi, am spus nu, profezii. nu, nu, nu. În cărdășie, în colaborare cu șeful SRI, executiv cu Coldea. Și, și, și la comandă poate. lui Băsescu. Stați, domne. mult da, mai rău. Toate și să-mi faci pasta eroină și să văd că nu știu câți vor să o voteze, deja ne mutăm în Bulgaria. Adică nu, mă, mă mut cuci. la Dinescu și trec malul la... Nuanța. Care nuanță? O să ia... Pe spate ea s-a dus o, o, cum mai, cum Nu sunteți de acord cu ce am spus că nu înțeleg. Da, păi de azi eu le leg de ce spui așa. tu, da? Așa. Tot ce a făcut ea nu a avut nimic profesionist. Absolut nimic. ei, păi da, dar este foarte important. Tocmai de aia fiind slab, că probabil că unul spune, Adică din punct așa. de vedere profesional nu poți să facă nici cel mai nu, slab. Nu, n -n pentru că era, cel mai sub... era, venea ultimul dosar. Venea acolo de, de dea dosarul și Băsescu era de acord. La revedere, sănătate. Nu numai că îi dădea de dosarul. De... A, da, îi dădea de dosarul pe de întregul. Elector. Bun, haideți să vorbim un pic și despre primăria capitalei, că sunt așa de, stau într-o tensiune că nu știu cu cine să înțelegeți. Nu. Iar nu, dar nu, nu spune cu cine că nu vreau să... Nu, nu, dar nu, 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 după... nu. stau în tensiune de aia, nu, Încă Hai Hai să luăm acum, să, Hai să facem un bilanț. Dar fără păi, să în primul noi. rând a intrat Gușe. Hai să începem cu Gușe. Că Gușe nu e ce fel de participant la competiția asta electorală. Odată că e susținut de aur, ceea ce înseamnă că la Enache e pa, adică oricum nu l-a văzut nimeni, nu știe cum arată, nu avea niciun program. Orgușe nu e oricine. Cu... Niciodată nu știu cum mi-ai zis. Enachea cheamă. Și pe. mai cum? Păi, păi, nu se... Deci, Mariană nu e Mariană Deocamdată eu nu am... Am înțeles că acolo unul lule a zis că nu, că da. Este nu, sau nu e nu, candidat? Cosmin a spus că o să candidez. Eu... Mihai Enachea. De deci... Poftim. <laughs> Mare... Mi-a zis Maria în primul dată, dar mă rog. Deci, Așa. Ma marea problemă da. la ora actuală uh, au avea nevoie de o candidatură de genul ăsta. Mm -hmm. Pentru că cu omul ăla nu avea nicio șansă. Da. Zero. Ce nu, uh, Guș are două mari avantaje. Îi spun pentru aur. Pe de o parte, e măcar afișat suveranist, deci poate să folosească această... Nu, eu vorbesc serios. Absolut corect și reprezintă, adică e un dar candidat... Îmi spunea peste tot e că el candidat doctrinar da, pe și, ceea ce face și aur. folosindu-se de campanie, poate să vorbească... Are notorietate, poate să vorbească pe așa, spuneți. Deci, da, a doua este chiar e bun, adică... Poate să vorbească despre chestiuni legate de uh, doctrina, apropo da. de USR, apropo de Uniunea Europeană și așa mai departe. Da, Pentru că eu am pledat, eu am fost printre cei care am zis că ar trebui, de, pentru că a auzit. m -a că această campanie, până pe 9 iunie, cine nu e în campanie, e mort. Este mai importantă decât campania pentru prezidențiale. O să vezi că asta campania pentru prezidențiale se va face în așa fel încât nici nu știm că a fost. Probabil că da. Din mai multe, mereu, asta este teoria mea. La ora actuală, e prima dată când prezidențialele după 2004 sunt într-un în, într șir. Da? Da. În fiecare an, prezidențialele au fost separate, da? Da. Și atunci toată lumea aștepta, nu știu, după 2008, să vină 2009, Băsescu, să discute. Da? Anul acesta este după ia a doua, sunt ale două și foarte important, sunt după primul șoc. Deci nebunia românilor, plăcerea românilor de a juca, de a alege, că aici se va consuma... Se regăsește la, la primăria se va... Capitalei, da, nu la știu. alegerile pentru primăria Unu, București. Primăria Capitalei, că bătălia de aici domină toate celelalte, mai sunt și alte localități, da? nu se aude nimic, se aude tot despre București. Bun, Așa. Nu, e foarte important și de aia am zis că trebuie să aibă fiecare să aibă o personalitate care să folosească această campanie, cine nu e pe scenă, cine nu cântă până pe 9 iunie, nu mai există. Ora ori nu există, cu gușe este, nu știu are, nu are șansă și nici nu mă interesează. Mă interesează că acoperă această chestiune de campanie. Este suveranist. Deci vom avea... Lume, în primul rând iese la bătaie Guș. Dar vom mai auzi și noi că la Ianachian spunea că nu știu ce, el e specialist în bănci și bănci nu băncile. În parcuri și parcuri... Și în nu. alei. Da. Mm -hmm. Și culmea este, culmea este că... Și acum ajungem la... Șerul va avea și gușe în întreaga campanie bătrei Va aduce dimensiunea politică. Adică el va fi în stare să îl atace pe ușor pe teme... Userism. Care țin de USR. De USR, de ala, da. că când lucru. ceilalți vorbeau numai despre tramvaie și țevile de da. apă caldă. Îl obligă pe Cârstoiu să iasă și el cu... Chiar dacă se de independent. Adică undeva... Dincolo la... A, e având și el, că e de al nostru. Din popor. Nu, Gușa are și el ăla, vorbi, vorbește. Nu mai e Cârstoiu cu față de piedoni. E și el un fel de piedoni, e de acord că nu e. Din ăla cu gălăgie, cu ăla, adică... Oricum, de, de unde fi... e Cosmin? De la toți. Dacă, e, dacă merge pe suveranism... Ea de la toți. E de la toți, așa cum Aurea de la toți. Inclusiv tot. de la USR, nu cred. Nu place. Acum ce sunt alegători?